O dată va fi și finalul ei. Haideți să vă arăt cum să vă feriți de o țeapă evitând mașinile de genul. Astăzi să vă arăt un Land Rover Range Rover care a fost făcut pachet. După cum puteți să vedeți din aceste imagini, mașina a fost declarată fier vechi, dar în România totul este posibil și mașina a fost pusă la vânzare din nou. La doar 21.000 de kilometri, această mașină a suferit o daună fatală care a transformat-o într-un fier vechi. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul, îți poți verifica mașina pe care vertical cu 20% reducere din linkul din bio sau folosind codul MERITA. Vizionare plăcută! Salutare, mafie, să ajungeți la un nou vlog. Este cel mai special vlog, nu este unul special, este cel mai special deoarece această mașină pe care astăzi o avem de prezentat la câmpul un mușcel m-a făcut să plâng. M-a făcut să plâng deoarece mașina asta, nu mașina să sune în felul acesta, deci acum am piele de găină puțin, nu știu dacă poate să filmeze mai puțin, să se audă așa tare, deci mi se pare ireal cum se aude mașina aceasta, este vorba despre un Volkswagen Bora 1.8 Turbo cu o evacuare periculoasă și l-avem aici pe Sebi. Încântat. Salutare, Sebi. Bine ai venit pe la noi. Foarte frumos aici la voi, la cetate suntem aici. Pare așa restaurant. Ștefănești. Exact, e un restaurant, dar pare așa că e ceva medieval. Foarte frumos organizat. Pe Sebi îl găsiți pe Pro Tuning Garage. Da, avem și site-ul aici, www.protuning.ro. Ne ocupăm cu resoftări, chip tuning, orice marcă, diesel, benzină, tot ce vor. Am înțeles. Stage 1, stage 2, hardcat, toate nebunile. După acel vlog de la câmpul Mușel, după ce oamenii au văzut această mașină, bine, probabil o știau mașina de foarte mult timp, pentru că... Și mai probabil după TikTok. Exact. Oricum, mi se pare că în Pitești crescătorie de bore. Deci, bun, deci sunt la bore care sună tare în Pitești și mașini care sună tare în Pitești, foarte multe. După acel clip, toată lumea a spus că trebuie să faci neapărat un clip cu acea mașină. Și, într-adevăr, mi-am luat inima în dinți. Astăzi o să facem testul de evacuare mai departe de aici, mult mai departe, pentru a nu trezi tot orașul. A few moments later. Că e ireal așa. Nu mai pot. Nu, nu. Spune, Sebi, despre ce mașină este vorba? La bază un Volkswagen Bora. La bază am avut un 1.6-16 valve. După aia am făcut eu un swap la 1.8 turbo. Primul motor a fost un AUQ 180 de cai. S-a întâmplat neîntâmplata. A decedat motorul, s-a rupt supapa, a intrat peste piston. De vreo 3 ori. De la ce? De la bubuiel, în general, harcatul afectează cel mai rău. Urcasem și peste limită, să zic așa. Mult peste limită, ei, tocmai pentru show și pentru chestii de genul. Mie mi se pare că 1.8 turbo nu prea are limită la sunet. Cred că sună cel mai tare dintre toate motoarele pe care poți să le faci. Da, am comparat și cu 2.0 TFSI, din ce am făcut și toate alea, tot 1.8 turbo rămâne. Dar nu înțeleg de ce 1.8 turbo. Tot timpul când auzi așa de depărtare că bubuie ceva, zici că vine Armagedonul, clar e 1.8 turbo. De ce se aude 1.8 turbo așa tare? Păi, sincer, nu știu de ce să zic. Am nu făcut știu, și o comparație între ele și n-am... Am făcut același sistem și pe 2.0 TFSI, harcat, la fel, sau de diferit la 1.8 turbo față de 2.0. De ce? Nu știu. Bine, acum, luând în comparație și evacuarea mea, am o țeavă goală, să zic așa, pe două părți, 63. Pleacă până la jumate cu 76 și după aia continuă cu 63 pe două părți. Și cu tipsuri 228, cele mai mari. Mai mari n-am găsit. Așa. Am tot pachetul de bubuel, să zic așa, cu hardcat, cu NLS-ul, cu anti-lag, launch control la 4000 de ture, pops and bangs, toate prostiile posibile. Dar poți să spui și mie de unde cultura asta de bubuială în Pitești? Că îl știu și pe Narcis cu bubuială.
știu că și el are mașină cu bubuială. Acum te și pe tine. Mai și pe băiatul cu bora Cameleon. Toată lumea aici vrea să facă să bubuie mașina. De unde cultura asta de a bubuie mașina? Păi cred că cine e de vină? Cred că cine, nu? Cred că el aduce prea multe evacuări pe zona. Deci ce evacuarea e făcută tot la el. Am înțeles. Inițial, din ce mi-amintesc eu, prima a fost a lui Narcis, Skoda aia 4-4, un 8 turbo care am filmat-o, da. După aia și-a luat Bogdan, sau nu mai știu dacă a fost invers, chiar nu mai amintesc exact, și-a luat bora, era neagră inițial, un 8 turbo. A avut un prieten din Anglia care a venit pe la mine și a făcut repede un soft bubuel și de atunci a început toată nebuneala. Eu atunci în perioada aveam 1.6 și aveam și eu niște bubuel, dar 1.6, poc. Aia n-a fost nimic spectaculos. Vreau să vă întreb pe o întrebare acum banală. Voi ce faceți de Revelion? Aveți petarde? Nu, uite aici. Da? Deci cu asta, nu vă întâlniți? Mai dau bani pe petarde? Adevărat. Bun. FPT-urile sunt scumpe și asta face mai tare ca FP3-ul. Bun, deci la mașina ai făcut stop la 1.8 turbo AOQ, a făcut POC, să zic așa, motorul? A făcut POC, dar după o perioadă destul de lungă, să știi. M-a ținut motorul cam un an. Numai de forjă, fără nimic așa, forjă. Și acum ce ai pus pe ce e? Tot 1.8 turbo, acum este AUM, dacă mi-amintesc eu bine. Practic e același motor cu AOQ, diferențe între ele sunt turbinele. Turbina 280 de cai pe AOQ și asta e 250 de cai. Dar, sincer să fiu, nu simt diferența. Nu simt, nu? Eu merg pe același soft, undeva la 220 de cai și mașina merge la fel. Presiunea merge la fel, nu simt diferența putere. Bun, hai să vorbim puțin despre partea estetică. O să ajungem și la bubuială, când o să ajungem în spate acolo, să vedem exact cum arată evacuarele. O să vă lăsăm și niște cadre cum sună mașina. Pe partea de exterior, mașina are o culoare, ai spus, de Volkswagen Arteon. Da. Deci o culoare OM, să zic așa. Arată foarte bine pe mașina asta și, sincer, parcă o înnoiește. Adică, parcă nu, da, e din culoarea, 2001, nici e mașina. Culoarea e 2004. Culoarea fiind după o mașină mai nouă, automat îi mai adaugă puțin modernism, să zicem așa. Văd că ai aplicat și un lip. Lipul e partea a doua. Prima și cea mai importantă e bara. Față custom, de Golf 5. Și... și pică de Golf 5, adică nu, la faruri? Nu. De undeva deasupra numărului este tăiată în jos. A, și e făcută din fibra. Este unită cu bara de Golf 5. A, partea sus este de bora, partea jos este de Golf 5. Mi-au lăsat oamenii în comentarii de ce nu Golf 4 și bora. Hai să lăsăm și la întrebarea asta. De așa ce? S-a nimerit. Așa s-a nimerit, nu? Eu inițial mă uitam după alte mașini. Când mi-am luat bora asta, tocmai vădusem Ford. Am avut un Ford Focus MK1 și ala modificat. Două evacuări, eleron și cred că de acolo a pornit și nebunia. Așa am luat-o pe aia. Am luat-o cu două evacuări, cu eleron, câteva modificări mici. Am mai făcut eu pe un lip, o bară. Voi BMW? M-am uitat și de BMW, sincer. Aveam un buget undeva la 3000 de euro și mă uitam și după E46, dar începusem să văd prea multe pe stradă. Așa și e. Am zis, bă, stai să caut ceva mai interesant. Derulam pe OLX într-o seară și dau de bor asta. Era un gri auriu așa, nu era culoarea asta, era un... Ea era trecută galben în talon, dar dacă te uitai la ea, nicio treabă cu galbenul. Nu, nicio treabă cu galbenul. Nu știu cum au calculat cei de la RAR, dar cred că asta a fost și inspirația pentru galben. Dacă a scris galben în talon, hai să o fac tot galben. Măcar să nu mai schimbi culoarea în talon. Da, și am văzut-o pe asta pe OLX. Am zis, bă, pare interesantă. Ce mi-a atras cel mai rău privire au fost farurile, că nu văzusem faruri de-astea pe bora. Sunt faruri cu lupă. Farul cu lupă de fabrică cu dublă semnalizare și xenon de fabrică. Foarte mișto, adică are dublă semnalizare sunt aici, nu? Da. Cele două semnalizări. Foarte mișto, într-adevăr, arată. Încearcă să ieși tu farul alt, că l-ai urât. Da, încearcă să ieși farul cel urmat. Da, le-am desfăcut, am schimbat lupele și masticul pe care l-am luat a fost de o calitate mai îndoielnică, să zic așa. Și se pare că mi-a intrat o leacă de spumă în far. Urmează oricum să schimb lupele, să pun altele mai mari, că nu sunt încă mulțumit de lumină. Vreau să trec ceva pe 2.5 și atunci când o să-l desfac, o să folosesc al mastic. Pe partea de estetic nu se termină toate lucrurile aici la o culoare și atât. Nu. Avem un bara sistem de perne. A, barea sunt ultimele puse. Da? Ultimele. După ce s-a întâmplat un incident, să zic așa, m-a lovit cineva în Ștefănești și atunci nu prea mai vreau să mai fac mașina. Cu insistența unui prieten, Adi, el m-a ajutat și cu vopsitul și cu tot ce... Cum vezi mașina acum. Ok. El m-a ajutat cu tot. Atunci a insistat să refacem mașina, hai să o schimbăm, să-i facem ceva spectaculos. Trapa n-a avut de fabrică. I-ai pus o trapa? Trapa este pusă. De aici, sub chederul de fabrică. De unde ai tăiat? Nu am tăiat de nicăieri. Sub chederul de fabrică există niște puncte de sudură. Le-am scos toate punctele de sudură.
de sub cheder, de sub parbriz și de sub lunetă. Am scos plafonul cu totul afară și am pus alt plafon cu trapă, cu tot, cu întărituri, cu tot ce trebuie, cu scurgeri, cu instalație electrică, tot, tot, tot. Păi, mă lași. Ca de fabrică. Ca la Pitești, frate, deci pe bune. Deci... Păi, ori facem OEM, ori nu mai facem. Foarte tare și n-ai probleme cu scurgerile cu nimic? Nimic, absolut nimic. Ba, chiar am pus niște scurgeri mai mari decât de fabrică, mm-hmm. să nu am probleme pe viitor cu fundatul, cu da. Ce să vaită toată lumea. Și crede-mă că la strapa așa deschisă non-stop, nu plouă în ea. Poate să vină cea mai mare vijelie, n-am găsit o picătură de apă în ea. Oricum, mașina cu trapă sau mașina fără trapă mi se pare și mie cheală. Adică și eu tot când mă uit acum să cumpăr o mașină, dacă n-are trapă, parcă... Păi am un Golf 4 cupeu. De daily, să zicem așa, 1.4 pe gaz, i-am luat plafon să-i pun trapă și la aia. Și la aia, nu? Și o vopsesc aceeași culoare. Foarte fain. Am și la aia, bară față R32, o bară, față mai bară spate mai spectaculoasă, să zic așa, de airline, ceva mai interesant și urmează și vopsea. Poți să zic puțin despre jante și apoi despre managementul de jante. Jantele sunt cele mai ieftine, să zic așa. Nu sunt OEM, de fapt, nu. Nu sunt OEM, sunt niște jante, nici nu știu ce firmă sunt. Vă zic sincer, un prieten a avut nevoie să-i fac un soft și a zis, ce faci cu jantele astea? A, bă, de-le încoasă, le trag o opsea, le-am pus eu opsea așa, ce mi s-a părut mai interesant pentru mașină și... Partea de pernă de aer, ai suspensie independentă sau? Suspensie independentă, aplicație pe telefon, dar din păcate merge doar pe iPhone și eu nu sunt fan iPhone. Mi-am luat un iPhone doar pentru așa ceva. Am un iPhone doar pentru perne. Am și telecomandă, am management de Battle. Fiecare valvă independentă, nu am bloc de valve, ca să descarce mult mai repede. Ne poți face o demonstrație să vedem cum se ridică și cum se lasă? Da, după ce încarc un pic pernele. Da? Îți fac la final și adaugi tu un film. Ok, o încărcăm după aceea. Așa. Aici pe lateral mai e ceva, are blățite ceva? Mi se par puțin calate, nu? Nu, astea sunt de fabrică. Ok. Nu am modificat nimic la caroserie și nici nu o să modific. Pragurile sunt cele de fabrică, nu? Praguri de fabrică, am acasă niște praguri de R32. De plastic, sunt de la Maxton Design, dacă nu mă înșel, dar nu am apucat încă să le pun. Hai să le arătăm oamenilor în spate, că aici toată lumea a intrat în spate o bară custom din fibră și vreau să renunț la ea, că m-am săturat de ea. Fibra e foarte păcătoasă pe crăpături și pe... Bara ca bara, dar ce ai tu mai jos de bara acolo? Două tipsuri, n-ar ce se dă vină. Păi băiatule, sunt imense, eu am filmat o Supra MK4 și cred că sunt mai mari tipsurile ca la Supra. Păi le-am comandat după AliExpress, dacă nu mă înșel, și au fost cel mai mare diametru. Facem o comparație. Deci cam așa, e cintă telefonul, că mai mi-e frică să o bag. Poți să bagi piciorul dacă te chinui un pic. Mie să nu mă ard, sincer. Nu, că e oprită de vreo 10 minute. Da? S-a răcit. Bagă tu piciorul dacă vrei, că e în altul. Băi, băiată, deci e imensă. Și pe evacuile astea așa imense scoate niște flăcări la fel de imense. Mașina. Ai spus de traseul de evacuare că vine țeavă goală din față până în spate da. Și ți-am pus o întrebare off camera care, sincer, am așteptat la un alt răspuns. Te-am întrebat dacă, și mi-a pus și oamenii în comentarii, dacă poate să ia foc mașina în stadiul ăsta. Am avut un mic incident acum 2 ani de Revelion în care o garnitură la turbina a decedat okay. Și a dat duhul tot mai în timpul bubuielilor. A fost o mică aprindere în spatele motorului, plasticul acela care cică inifug a luat foc și câteva furtune. Am stins repede situația, nu s-a întâmplat nimic. În rest, pe partea de sub are toată acea mască de aluminiu pentru inifugare, să zicem așa, și nu afectează cu nimic. Ce am mai pățit și urmează să fac câteva mici modificări, furtunele de la perne care vin spre roțile din față, s-au mai încălzit și au mai decedat, să zicem așa, din cauza evacuării.
Am luat acum îmbrăcăminte termică și cu silicon, să îmbrac tot furtunul cap-coadă și o să îmbrac și toată evacuarea în cârpă din aceea. Acum specială. O întrebare la mine, dacă te supără cineva în trafic, poți să-i topești bara cu evacuările? Nu i-a spart un proiector. Deci dacă vedeți bora asta în trafic, nu-l clasonați, că nu știți ce va aștepta după aceea. Da, deci o mașină chiar foarte periculoasă. Intrăm puțin și la interior să vedem cum arată, apoi ne arăți și puțin motorul. Cum arată și un motor atât de modificat. Și la interiorul, de cred că avem un volan de Golf 7, nu? Da, un volan de Golf 7, un pachet de ceasuri custom, să zicem așa, cu ecran MFD color. Trebuie să-ți dau cheia. Trebuie să nu calc eu pe ăsta așa frumos, să-l punem într-o parte. Vino mai de puțin aici. Filmează ceasurile când le pornește. Ia aici, fă-i focus pe ceasuri. Știu că Bogdan are ceva mișto cu Romeo Fantastic, nu? Nu mi-am făcut încă nimic custom. E doar Volkswagen-ul care apare când pui contactul. E focus, Madi? Wow! Aprindești pozițiile. Stai două secunde că m-a șocat faptul că... Pleacă galben, se întoarce albe. Dar cum ai făcut treaba asta? Stai puțin, vreau să-mi fac o dată. Cum ai făcut treaba asta? Bogdan e de vină, el mi-a făcut ceasurile. A pus o bandă LED progresivă, din ce am înțeles de la el, cu două culori. Pleacă galben, se întoarce alb. Și cum citește el în poziția ceasurilor? Nu știu exact cum a făcut Bogdan, el a calculat cu un Arduino din acela mic, nu știu exact ce a folosit. E vorba de milisecunde aici. Da? Ceasurile deja făceau funcția asta, am activat-o eu și el mi-a făcut chestia cu galben. Chiar super fain. După aia mi-am pus ecranul acesta în jumate. Aici e un ecran, să zic, puțin mai special, un MFD color 3D. Funcționează butoanele de pe... Momentan nu, vor funcționa. Momentan funcționează doar airbag-ul și claxonul. Aici ai toate detaliile, de la viteză, la consum, la câți litri ai în rezervor. Mamă, și că e Volkswagen 2023, pe bune. Ai inclusiv, nu am legat încă, dar trebuie să mai leg un fir pentru senzorul MAP, să-mi arate presiunea în turbină. Și cel mai interesant, poți să faci diagnoze direct din ceas. Intri aici la diagnoză și îți faci o diagnoză de exemplu pe motor. Băi, intri aici, aștept să se conecteze, scrie acolo try to connect. Nu spune că lipsește ceva pe evacuare, niște catalizatoare, ceva. Numai că sunt anulate în soft. Deci nu mai spune nimic. Dăm aici pe erori și îți arată 0 DTC. Nu are nicio eroare pe motor. Băi, un Volkswagen cu 0 erori? Nu. Jos pălăria. Aici aminte are o eroare. Ce? Dar nu pe motor, are o eroare pe ESP din cauza panglicii de la volan. Ah, ok, spira, nu? Da, și nu am stat să repar chestia asta pentru că o să schimb spira pentru comenzile de volan. Să fac și comenzile active. Îmi trebuie un adaptor de la ruși. Totul e rusesc acolo. Deci totul e rusesc? Din Rusia, nu? Da, ecranul e comandat de Rusia. Și aici avem managementul? Da, aia este telecomanda. Invers, o ții greșit. O ții greșit? Așa. Înțelegi cum să avem puntea față, puntea spate. Puntea față, okay. Puntea spate, roata stânga față, roata dreapta față. Okay. Sus toată mașina, jos toată mașina. Ok, foarte, foarte interesant. Bine, aș fi primit niște desene, sincer, ca să... Bine că te obișnuiești, că nu... Da, eu m-am obișnuit cu aia, firul sus și imediat. Bine, e săracă un pic am muncită, eu am mai sărit plasticele. O să-mi caut altă telecomandă, dar nu a fost asta principalul, mai am alte mici defecte de reparat pe aia. Aici avem ceasul de boost și aici avem probabil la fereu, nu? Nu, aici este de la perne. Ah, ok, foarte mișto mașina și mișto că ești pe exterior aranjată, dar și interior. Știi că multe mașini arată bine pe exterior? Mai am foarte mult de lucru. Mi-am luat un interior Recaro 2. Uh-huh. Momentan nu l-am pus încă. Vine mult mai bombat aici, iar tetiere se încastrează în scaune. Scaun. Foarte mișto, da. Iar pe acela vreau să-l retapicez. O să fie crem pe lateral și negru în interior. Uh-huh. Iar cu ajutorul bunicii mele, îl vom retapiza, va fi ceva interesant. Da? De ce? A fost scruitoare asta și facem tot în familie, să zicem așa. Ok, chiar sunt curios că după ce face bunica ta interiorul să facem un update cu mașina, să vedem cum a ieșit. O să strângem niște poze, să... Da? Sunt curios că o să vină domnul Sebi cu nou interior făcut de bunica, să vedem cum arată, dar o să-mi trimis poze, da? Promiți? Normal. Bun, hai să vedem cum arată și motorul, chiar sunt curios cum arată. Motorul, sincer, e foarte murdar. Nu e problemă, e curios acolo, de trasee, de... Mamă, frate, deci motorul ăsta un 8 turbo, când îl deschizi, nu pare nimic periculos la el. Adică e un motor super simplu. Găsești o țeavă pe acolo trecut așa la suprafață, la mișto. Exact. A fost și ea cândva neagră, dar de la temperatură s-a mai dus vopsa. O admisie stoc. Bobine stoc? Bobine de 2.0 TFSI. Un blow-off care face gălăgie. Într-adevăr. O admisie intake aluminiu pentru filtrul de aer. Ai avut vreun moment în care
îmi lăsau oamenii în comentarii în care ai vrut să o dezmembrezi, în care ai vrut să scap de ea, în care doar unul? Doar unul? Ai avut? Păi și acum o săptămână, două, m-a lăsat rulmentul de presiune de la ambreiaj și am zis, nu mai fac, nu mai vreau să fac cutii, nu mai vreau să mai dau cutii jos, nu mai mă săturasem. Păi de câte ori ai dat cutii jos? Minim 10 ori. De 10 ori? Am spart 4-5 doar pe un 8 turbo. Ok. Și ce te face să nu mergi mai departe cu treaba asta? Adică să o dezmembrezi, să scapi de ea, să... Nu știu, să iau mașină de oameni normali. Oamenii din jurul meu nu mă lasă. E susținerea prietenii mele, susținerea prietenilor. Crezi că va fi vreodată un moment în care vei spune gata, stop cu ea? Bă, odată da, se va termina. Se va termina, nu? Odată va fi și finalul ei, dar nu știu dacă voi reuși să o vând. Mai degrabă o fac eu bucăți de mâna mea. Să o dezmembrez bucățică cu bucățică și... Și tot să păstrezi o bucată din ea ca să o pui undeva să auzi aminte de ea. Seria de caroserie. Seria, exact. Bun. Deci, ok, hai să vedem cum se aude aici. Nu turăm sau ceva, da? Deci doar facem un cold start între ghilimele. Vine mai aici în spate. Vai de cap. Băi, vibrează pământul. Că te mănâncă, mă, frate, că te-a de picior. Da, vecinii tăi ce spun? Ei, sunt foarte bucuroși. Sunt foarte bucuroși, nu? Mai ales când vin acasă seara pe la 3. Sper că stai la casă, nu? Da, la casă. Da? La Șosea Națională, cea mai mare fericire a lor. Oricum că te aude când intri... Pentru când intru în comună. În comună, nu? Da. Atunci asta. Eu zic să dăm un test drive cu ea. E destul de gălăgioasă și sper să nu iasă oamenii de aici, de la hotel, de la restaurant. Să vedem cum merge. Dacă v-a făcut așa, neapărat like și subscribe, dați un follow și nu se vii pagina lui de Instagram. Și hai să vedem cât de tare se aude evacuarea asta în interiorul acestei bore. Mafioților, ne-am urcat în Bora și acum o să vă luăm și întrebările voastre pe care le-ați spus pe Instagram. La unele dintre ele am răspuns în prezentarea exterioară, dar mai sunt câteva și unele sunt chiar interesante. Păi, e destul de confortabilă mașina. Nu era. Independentă, trei baloane pe față. Da, chiar nu e rău, adică și pe piatră cubică mă așteptam să fie mult mai rău. Merg și un pic înăltut, să zic așa, nu merg foarte jos, chiar dacă am air ride. Sunt genul care prefer să merg la confort. Începem cu o întrebare grea. Ia. Al câtelea motor e? Al patrulea, cu un 8. Deci ai schimbat patru motoare la mașina, ok? De când o are și câți bani a băgat în ea? Chiar câți bani a băgat în ea? Estimativ. Cred că undeva la 10.000. 10.000 de euro. Cam pe acolo bat. Ok, de obicei cam toți ne oprim la 10.000, nu mai calculăm la 10.000. Păi nu mai știu. Nu mai știu. Și eu am de 4 ani, cred. Sau așa. Okay. În jur de 4-5 ani. Deci cam o medie de 2.500 pe an băgat în ea. Da, în teorie da. În primul an și în al doilea an a fost mai low cost. Modificări mici, o evacuare, o aia. În al treilea și al patrulea an atunci au fost modificările mari, cu vopseaua, cu trapa, cu motoare, cu toate nebunile. Face ca bunița? Nu. Nu face. Face și tot. Face ca Supra. Da. Și bun, deci că multă lume spunea că e o Bora cu apucături de Supra. Mamă, ce s-au de evacuare aia. Da. Să mai dau o leacă de sunet. Mai dau o leacă de sunet? Ok. Vei face Stage 3 cu turbină mai mare și o admisie cu mult mai bună decât cea pe care e pe mașină? Nu. Rămân momentan la Stage 1, maxim o să trec pe un Stage 2 cu un K04 și injectoare de bomb, undeva la 260-270 de cai, maxim, mai mult nu fac. Pentru o mașină de genul, adică cum faci o mașină să arate și bine să, și bubuie puterea? Păi vreau să merg mult și daily cu ea, că eu merg zilnic cu mașina, nu prea stă în garaj mașina. Și întrebarea mea e acum uite și pandu. Da. Întrebarea mea e acum cum reușești să rămâi cu ea pe stradă, mergând cu ea daily? Cu greu. Cu greu, nu? Cu greu. Poliția e cel mai... Stai acolo. Poliția e cea mai mare problemă, să zicem așa, cu talonul. Și e poliție în Pitești, chiar mi se pare destul de multă poliție în Pitești. E mai ferit, mai merge mai frumos, mai încet, mai liniștit. De câte ori a spart turbina? Am dat o singură turbină pe ulei. Dădea fum pe evacuare. Okay. Mergea, ea făcea presiune, mergea tot, doar că la benzină nu e ca la diesel, aia pe ulei bucata. La benzină mai merge. Mai merge boala, doar că dă mult fum. Unde ai făcut softul de Pops & Bangs? Eu l-am făcut, cu asta mă ocup cu softul. Soft agresiv, dacă vrei, soft... La vericul. Soft rusesc, soft de tank. De toate. Apelat de la Sebi. Consumă ulei? Nu, chiar nu consumă. Motorul ăsta pe care l-am,
acum. E un motor segmentat, compresie foarte bună pe el, totul nou în motor, nu va pe gram de ulei. Ia deși un mic demaraj cu a doua, sunt curios de cum se aude evacuarea interior. Are și butonașul acolo, se aude ceva rău. Bubuie! Mamă, frate! Băi, dar vezi că în interior e decent. Afară e rău. Afară. O, ce ați făcut voi veri aici? Uite, bă, cum veneam acum și ne făceam praf. Știi cum săream? Decolam aici. Baram. Ioi, că aici era asfalt. Ați mâncat asfaltul. Ce ați făcut, mă, băieți? Bă, bă, ia, dă-le, mă. Dar vezi că de la Pitești se întâmpla lucrurile astea. Păi stai, că am mai fost eu pe la... spre Costești, dar nu mai știu de unde am venit. Știi, am calculat asfalt, într-o dată m-am pus pe asfalt. Într-adevăr. Până da. Ieșim de aici, n-avem mult. Spune lui Sebi să se pregătească că vin să facem swap-ul. Te salută BZ96CPR. Să vină, facem ce vrea, ce da. Vrea, salutări. Vrem o japoneză gen Mazda MX-5, Honda Civic, Honda de Lesol. Credeți-mă că asta e mai periculoasă ca o japoneză 100%. Merită... Mamă, frr! Uau, uau, lasă ușor, băi, Sebi, mâncați-și! Trebuie să stai ușor, stai că am uitat să pun ceva. Să-mi pun ceva. Mamă, dar e periculoasă. Suntem la pantă acum. Da, merită să modifici un 8 turbo. Merită să modifici un 8 turbo, nu mai intre centura asta, băi, ești nebun la cap. Să mai treci centura? Păi mai trebuie, n-ai bă. Merită să modifici un 8 turbo. Mai mult de stage 1, nu. Eu acolo m-aș opri. Ok. Vopsa sau colant? Vopsa. Clar, când vezi o mașină vopsită, arată de 1000 de ori. Mai bine. Cum a reușit să dacă obora să se audă, să facă obora să se audă? Mai să la EV, nu? Și cât face? Tot asta de turați, sunt 4000. Vai, vieți. Da, cu ascult. Băi, băiatule, nu se putea o întrebare mai bună acum. Cum ai făcut treaba asta să se audă în felul ăsta? Pops agresiv la tine? Țeavă goală. La cinu? La cinu? Și veri cu power. Dar poți să sperii oamenii pe stradă, pe bune, dacă tu auzi asta în spate. Te sperii, mă, frate, jur, să aveți naiba de volan. Doamne, frate. Ce tapizerii au scaunele? Sunt originale? Sunt originale, de caro. Pregătește-ți urechile. Băi, mi le-am pregătit de la Mușcel când am auzit mașina asta pentru prima dată și, sincer, piele de găină. Și acum mi se pare ideal că sunt în ea și merg cu ea. Ce se pare foarte tare. Cât consumă? Cât îi dai? În stilul ăsta, cum ai mers acum? De la 15 sus. La 5. Oricum e decent. Acum avem... Uite așa că am prea multe astea. Bine, am 11-5 mediu că am mers frumos. Dar până se face mediu, durează până mai crește. Te-ai gândit să pui GPL? Păi am GPL. Ai GPL pe-a? Da. Okay. De când o am, am pus GPL. Prima dată mașina a fost 1.6 cu GPL. Ok. Și când m-am trecut la 1 turbo, a trebuit să modific și instalația. Am pus altă firmă. Am instalație de GPL pentru un octavă. Dar nu se frică, man, cu toate făturile pe spate, cu GPL, cu ce treabă are? Toate compresoarele alea. Tu ai văzut vreodată o butelie de GPL? Ai tăiat vreodată o butelie de GPL? E foarte groasă, mult mai groasă ca un rezervor de benzină. Poți să faci ce vrea. Nu. Dar chiar cu rezervorul. Ai rezervorul de plastic sau de metal? E de metal. Dar nu, de benzină, zici de benzină, da. De plastic. De plastic, la asta nu e de plastic. Nu se topește rezervorul? Nu, are o protecție termică peste. Vezi că are o protecție termică și aici, în față și alaltă. Okay. Bine, are o tablă, pot să zic așa. Ok. Părere Bora 1.9 ASZ. Foarte bune motoare ASZ-urile. Da? La fel ca RL-urile, foarte rezistente și la cai și la tot ce vrei. Să vină Vilo cu Bora, de unde a luat jantele. A fost o combinație pe un soft. Am ajuns cu Bora pe câmp și ultima întrebare, nu am nicio întrebare, te rog să pui secvențe cu cu evacuarea mașinii fără să pun muzică. Am filmat Dacia lui Ianculescu Dani, nu știu dacă ai văzut. Dacia 1300, da. Care s-au despărtare.
și am pus muzică pe fundal. Și oamenii, băi, că de ce ai stricat toată evacuarea cu muzica pe fundal? Dă-i puțin sebi să vedem cum trage și puțin vora până la 100, până la 120. Vezi că trage! Gata, 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 sebi, gata! Gata, sebi, gata, 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 gata! Dar tras nu e foarte wow, că nu a făcut-o pentru tras. Da. Zici sincer. Știi cum se simte? Așa se simte. Știi pe polițistul ăla de serea bătaie și face treaba aia. Vă spun ca să o pădrepte. Ia! Ia să-și cheamă... Eu cu mașina asta mă urc la mare, la munte, mă plin cu ea. Nu m-a interesat. Am o putere pentru o depășire și distracție. Show. Zim și mie o experiență funny cu mașina asta. Adică, nu știu, o întâmplare funny cu ea. Ai vreuna? Da. La câte întâmplări am avut, nu pot să ne găsca cu una. Zi-mi una, nu știu, ai speriat pe cineva, să te la semafor? Da, astea sunt la ordinea zilei. A sărit o babă după trece de zicei că a mâncat pământul. Ok. Vai, doamne. Am șotul, gata, gata, simi, gata, lasă șotul. Vreau să spun că am mers de la câmpul lui Mușel în spatele tău și al lui Bogdan și n-am auzit nicio bubuitură. Eu nu știu cum puteți voi să mergeți cu mașinile astea fără să faceți treaba asta. Păi după o perioadă te saturi. Și mai e și chestia aia că nu știi de unde sare un polițist. Adevărat asta, da. Și dacă să mai stau să mai mă cer cu ei de taloane, de toate alea, mai bine fac nebunerile pe unde știu că pot. Cum vi se pare mașina? Super. Se aude tare? Da. Da? Foarte tare. Vă așteptați ca un Volkswagen sună așa tare? Și da și nu, nu știu. Da? Vreți să veniți puțin în spate, să vedeți-o în spate? Ia. Mai dai să-i bioată să-ți vadă domnul din spate? Aveți curaj, stați lângă ea? Nu știu, încercăm. Încercăm? Stai, Sebi! A terminat șmecheria. Tare, soft, arăvesc. Cum? Luăm o pauză, zice? Tehnică. Da? Hai să dăm un pumnul la pernă. Acum apoi.